E trist. Pot să vă spun doar atât, că este trist că în România europeană, anului 2017 și în prag de centenar, societatea este atât de dezbinată, puterea este atât de predispusă și gata să comită un abuz fără precedent, iar societatea atât de revoltată în marea ei masă, încât mi-e teamă la un anumit moment să nu degenereze foarte tare aceste tensiuni. De aceea, fiecare ieșire și poziție publică a mea este orientată exact în acest sens. România are nevoie de o injecție de rațiune la nivel de decident politic, guvern și majoritate parlamentară, astfel încât să nu rupă societatea românească într-un mod fără precedent. Ați părut oarecum nedumeriți de activitățile foarte recente ale USR.